Un militar ucrainean a fost ucis, iar alți trei au fost răniți într-un atac cu mortier comis de către insurgenții proruși lângă Slaviansk. În contextul tensiunilor din estul țării, autoritățile de la Kiev sunt îngrijorate în legătură cu desfășurarea alegerilor de pe 25 mai. În ajun de scrutin, președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat retragerea trupelor ruse de la granița cu Ucraina. NATO anunță însă că niciun soldat rus nu s-a retras de la frontieră. Ministerul ucrainean al apărării a anunțat într-un comunicat că militarul ucrainean a murit după ce insurgenții proruși au deschis focul dintr-o grădiniță în apropierea gării din Slaviansk. Situația tensionată îngrijorează oficialii de la Kiev, care speră că alegerile de duminică să se desfășoare fără incidente, mai ales la Donetsk și Lugansk, unde armata ucraineană efectuează o operațiune militară împotriva separatiștilor proruși. Крім того, в гарячих точках, які ми називаємо Красна зона і Рожева зона, буде у нас процедура специальные, где будут у нас соответствующие рабочие группы оперативного реагирования для того, чтобы мы могли купировать провокации, которые будут возникать. Особый режим контроля за голосованием в Луганской и Донецкой области и во всех областях, в которых мы имеем информацию о возможных провокациях и срыве выборов, у нас также предусмотрен. Будь-які спроби террористів в Донецьку і Луганську зірвати все українські вибори президента України приречені на поразку. Înaintea alegerilor, președintele rus Vladimir Putin a cerut Kievului să-și retragă trupele din estul țării după ce ar fi ordonat și încetarea exercițiilor militare pe teritoriul Rusiei în apropierea frontierelor cu Ucraina. NATO a constatat însă că nu există niciun semn al retragerii celor 40.000 de soldați. Now I think it's the third Putin statement, withdrawal of Russian troops, but so far we haven't seen any withdrawal at all. I strongly regret that because a withdrawal of Russian troops would be a first important contribution to de-escalating the crisis. La rândul său, Kievul a subliniat că lipsa unei reacții corespunzătoare din partea Rusiei, adică menținerea trupelor la granița cu Ucraina, va fi calificată drept o încălcare a angajamentelor și acordurilor bilaterale.